Marius! Să trăiesc, domnul Vasile. Ce faci? Mâncăm un pic cai, învățăm la călărit. Încet, încet, îi pregătim. Facem tot posibil să fie cu minți, să accepte pe oricine. Să putem... Ea e o nouă achiziție, am înțeles. Da, e mai nouă. E mai sperioasă, e neînvățată. Muncim cu ea să fie bine. O pregătim încet, încet, la 5-a, 6-a ședință. Cât durează o... N-aș putea să nu, spun. Deci nu e ceva... Ca și om, fiecare are un caracter. Nu, mă refer în fiecare zi cât durează timpul care e la corzi ei. Păi cam într-o oră așa, mai mult nu. Ce se uită la tine. Da. Un lucru important să învețe să-și flexeze gâtul atât dreapta cât și stânga. E mai ușor de controlat și de oprit în orice situație. Iar orice se plimbă pe la spatele, inclusiv o pungă, să se învețe cu ea, să nu vârle. Să se întoarcă după ea. Da. De ce trebuie să fac așa cu el? Pentru coordonarea picioarelor din spate, să știe să se învârte pe loc fără să se calce. Și asta pentru ce e bună treaba? Când mergi undeva... Și în caz că se sperie sau ceva, trebuie să știe să-și miște picioarele și să știe să asculte de cel care e pe el, pe cel care e călare. Nu trebuie să... Mai ales că sunt și care să vin... Nu... Da, care nu știu să călărească. Începător, da. Da. Dar atunci, na, care, inițiat, care e la început, calul dus de sub arbă. Și a învățat ceva, vă, că nu? Da. E foarte mișteat. E apă, nu? Da. Marius, dar tu ai învățat undeva să-i dresezi așa? N-am învățat, nu pot să zic că sunt învățat. M-am uitat pe net, ce-am mai prins, ce-am mai priceput. Da. Am încercat cu ei, fiecare are alt temperament. Ca și oamenii, suntem diferiți. Da, da. Și atunci eu caut să văd, să-l înțeleg pe fiecare ce poate. Ia să mă înțeleagă pe mine, să creăm o armonie unul cu altul, să ne putem bucura de liniște, de natură, să fim o comuniune. Adevărat. Nu dau sfaturi, nu dau lecții, pur și simplu consider că așa... Adică ai fost autodidact. Exact, așa pot să fac, așa îl învăț. Că durează mai mult, timpul le rezolvă pe toate. Cât timp are, Marius?
3 ani. 3 ani. Apoi. Și la 3 ani un cal cum îi... Eu zic că se poate începe. Da? Din câte am citit și am auzit și... Bine, adică, cum să zic, ca la copil, 7 ani de acasă. Asta dacă l-ai de mic, e bine să-l înveți de mic anumite lucruri, când e mai mare, deja ți-e mai ușor. Dacă e mai mare... Ce rasă-i? E Gypsy Vanner. Țigan? Da. Înapoi. Înapoi. Ei, a dormit? Înapoi. 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 Da, ce e așa greu? Așa îi recompensezi cu ceva când fac? Nu. 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 Cu mângâieri se face așa zisa de sensibilizare a lui, deci el e stresat, da? Tot timpul se consideră, el se consideră un animal pradă. Și atunci de tot ce se poate speria, se sperie și din ce am văzut și la restul, tot caută tot felul de stimuli cu care se obișnuiască, inclusiv bătăi în șaua dintr-o dată, să stea pe lângă ei, să-i mânghe tot timpul. Deci chestiile astea trebuie să le facă oricine, caii să se obișnuiască. La un dat să ajung chiar la pognituri, pornit de drujbe, butoaie. Deci trebuie ca să nu se mai sperie. Exact. Și atunci poți să zici că ai un cal care cât de cât poți să ai un control asupra lui. Oare și cu câinii se poate face așa? Să-i înveți să nu le mai fie frică de anumite zgomote de... Nu. Nu, nu, numai cu cai. Câte știu eu care sunt obișnuiți ăsta, care sunt sperioși la zgomote, nici nu știu dacă se mai pot recupera. Alex îl va călări. Nu e prima dată când se urcă pe el. Pot să zic că e a treia oară când se suie pe el. Da? Și căutăm să luăm lucrurile încet. Da. Fără grabă. Pas cu pas. Pentru că nu ne ajută cu nimic dacă forțăm. Știu că e un animal timid și vreau să-i scot timiditatea, să vadă că de fapt nu pățește nimic. Și scopul ei e să fie călărite și să meargă, da, să da. Ducă oameni pe oricine în spate. Primul-i da cu gerula. Alex, de când îți plac caii? De mic. De când te știi, e? Ai avut vreunul personal? Nu. Personal al meu nu. Vei avea, ce zici? Nu știu. Nu știu ce să spun. Hai, Roda. Acum sunt prea mulți aici la Mariu și Erica, așa că... Hai. Hai, hai, Roda. Hai, Roda. Hai, ia un pic stânga, adică dreapta ta. Hai, hai, Rada. Hai, la tata, hai. Hai, mă, hai. Hai, la tata, hai, Rada. Hai, la tata, hai. Hai, mă, ia încearcă să plece cu tine. Hai, Rada. Hai, hai, tata, hai. Hai, mă! Hai, Rada! Dar văd că merge bine treaba. Eu așa zic că da, dar niciodată nu te poți culca pe ureche. Acum! Deci e primă, pentru noi e premieră și ne și bucură faptul că am învățat totuși un cal să... Că ascultă, da. Și să asculte și să accepte. La început ne-au făcut probleme, dar nu.
faptul că am ajuns aici e pentru noi un lucru mare. Corect. Și suntem chiar mândri de asta, că nu suntem de meserie în primul rând. Da, așa e. Lasă capul. Lasă capul. Lasă-l. Împine și piciorul. Lasă capul. Pe Pănei se poate călări? Se poate, numai trebuie muncit și el un pic. Facem inverscal, facem dreapta, da? Hop, hop, hop. Drumețiile ecvestre pe care le faceți cu căluții, la câte persoane se pot... Deocamdată numai două persoane. Două. Da, doi care sunt disponibili, că sunt învățați. Dacă ajută Dumnezeu, în timp o să fie învățată și asta, și cel negru de acolo, și vor fi patru. Hai, asta pentru drumeții mai lungi. Da. Vorbim de drumeție, aici nu e drumeție. Nu e drumeție de cel puțin 3 ore. Da. Ori, cel puțin o oră jumate, dar să se ajungă la 3 ore dus întors. Da. Și ce e mai lung, ar fi bine ca cei care le fac să fie chiar inițiați. Da, să știe. Nu e pentru începători. Bravo, lasă-l. Hai, lasă capul. Lasă capul. Rada, lasă capul. Lasă. Lasă. Bravo. Bravo. Da. Da. Hai, 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 tata, hai. Hai, Rada. Hai, Rada. Hai, hai. 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 Hai, hai.